mai sunt și motoare de căutare care caută în baze de date de poze, de imagini. Da, știu că sunt. Da. Google a făcut mai în ultimul an, doi, pe acolo, a făcut o chestie search by image. Dacă găsești undeva pe internet o poză și vrei să știi unde anume mai apar, o să descriu asta la un moment dat. Dar ideea e dacă, o să dau un exemplu, o să fie o poză cu Al Pacino și vezi într-o poză. Să zicem că nu ești asta sigur sau vrei să afli mai mult despre poza respectivă și dacă consideri că o poză aia e faimoasă, poți să cauți la Google cu fotografia, aprovezi poza și Google caută cu poza respectivă pe internet și zice unde mai altundeva apare. Nici măcar nu trebuie să fie dimensiunile exacte sau... Google are un algoritm, cred, care cumva scanează poza, alege niște puncte reprezentative din toată imaginea și poate chiar dacă imaginea diferă față de original, să zică, uite, poza la ce se referă la un anumit aspect. Și am căutat poza cu Al Pacino pe care să vă arăt la un moment dat, o să vedeți că obțin mai multe rezultate și pot să aflu exact contextul în care a fost făcută poza respectivă. Bun. Cum faci date private pe PC sau Windows? Prin date private, înțeleg aici, ok, lucrează la un calculator și cumva poate să mai vine și altcineva, poate să... Să zicem că intră cineva neautorizat în casă, nu știu, la birou, sau vrei să plecați în pauză, sau... Apoi, la un dat, un context în care vrei să te asiguri că datele sunt private. Și sunt mai multe metode prin care poți să te asiguri date. Una este parola de sistem. Parola de sistem înseamnă că pornesc calculatorul și ca să pornească calculatorul, mi se cere parola. Aceea este parola de BIOS. Un alt tip de parolă este parola de Windows. Am trecut de BIOS, am ajuns să am încărcat Windows-ul, dar ca să intru în Windows, mi se cere o altă parolă. E diferență între cele două. La parola de sistem, și sunt necesare amândouă. La parola de sistem, dacă eu am parola de sistem, nimeni nu poate să folosească calculatorul respectiv. Dar, teoretic, dacă mi-aș fi furat, de exemplu, laptopul sau calculatorul, poate să ia hard-discul din laptop sau din calculator, să pună în altă unitate, care nu are parolă de BIOS sau, mă rog, e în controlul omului și de parola, și intră în Windows-ul meu, pentru că n-am parolă de Windows. Pe de altă parte, dacă am parolă de Windows și n-am de BIOS, el poate, teoretic, să pună un CD în unitate, să buteze de pe el și să aibă acces la datele de pe Windows sau, dacă vrea să instaleze Windows-ul și să păstreze și datele mele, adică, dacă am și parolă de Windows și parolă de BIOS, eu o combinație mult mai simplă. Mai există și o parolă la screensaver. De exemplu, plec de la birou și nu folosesc mouse-ul 30 secunde, 1 minut. Se activează screensaver-ul și îmi cere parola ca să iasă din stare de standby. Bun. Un alt lucru care puteți să-l faceți și de recomand este un sistem de gestionare a parolelor. La ce se referă acest aspect? Oamenii când intră pe Gmail, hai să punem o parolă. Și când dată să te entuziasmați, e parola mea și regimul meu și își pun o parolă cât de cât mai complicat. Și după aceea, la un dat, trebuie să-ți faci cont pe Facebook. Da, și uite, poate. Dar să zicem că una aia o știi, dar după aia trebuie să-ți faci cont pe Facebook. Și mă, mai pune complicată, că deja era una și mai grea. Ok, hai să mai pune una. Și după aia să mai încep să se ceară de ce multe parole. Și la un dat nu mai poți să reții și atunci apelezi la una din metodele. O metodă ar fi să folosești aceeași parolă peste tot. O altă metodă este să folosești parole complicate pentru Gmail, bank, Facebook, nu știu, ceva ce te interesează și unde e dată importantă să folosești niște parole complicate și unice. Și pentru restul să folosești parole mai puțin securizate. Sau să le grupezi. Rețele sociale au anumite parole, mail-urile au anumite parole, măcar le-ai mai grupat un. Dar eu vă recomand un alt nivel de securitate, anume cel de externalizare completă a parolelor. Last pass înseamnă că este ultima parolă pe care este necesar să o rețineți. E așa, firmă, mai trebuie să ții minte parola de la mine. Ce face acest sistem? În
browser, oricare ar fi el, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, pe telefon mobil, pe tabletă, vă costă, dar vedeți pe telefon mobil și pe tabletă, vă costă $1 pe lună. E una din cele mai ok aplicații. Să vă zic că sunt ce faci. Te loghezi odată la LastPass și odată logat, ai acces la toate parolele din toate conturile tale. La... Cu un addon pentru Firefox, Chrome, Opera, Safari nu are, dar are ceva cât de cât te ajută, dar nu e neapărat un plugin. Oricum, pentru browser destul de folosit în România, există un addon care, odată ce ai intrat pe gmail.com, LastPass, poate să-mi completeze el username și parola și o să dau doar sign-in, dacă am un singur cont. Dacă am 10 conturi de Gmail, mi-afișează o listă. Apăs pe un buton și mi-afișează listă. Uite, ai 10 conturi de Gmail. Cu care dintre ele vrei să te loghezi? La aia și te loghezi. Mi-e foarte util, de exemplu, dacă am un blog pe care îl administrez și îi spun, ăsta e username-ul meu, ăsta e parola mea. Când vezi date de logare, completează de și de to send. Deci nici măcar nu trebuie să mai apeși pe trimite. Vede, el detectează că a apărut formularul de logare și completează username, parolă, bifează, păstrează mă logat și apoi să sign-in. Deci totul e foarte rapid și simplu. Și în felul ăsta poți să pui parole foarte complexe pentru fiecare site în parte și de bine. Încă un lucru legat de securitatea datelor tot la LastPass este o chestie care se cheamă two-factor authentication. Autentificarea în doi pași sau ceva genul ăsta, nu știu cum se face la una, dar ea funcționează așa. Mai e nevoie de un device în afară de parolă ca să te loghezi. Adică, eu dacă aflu, să zicem, parola de Gmail sau de Facebook sau ceva parolă unui cont, eu ca să mă loghez în Gmail-ul tău, nu pot să fac asta până am acces la un alt device. Tot ce ai telefonul mobil și poți să fie pe telefonul mobil o aplicație care generează un cod aleatoriu la fiecare minut, sau poate să fie un sistem prin care se trimite SMS. Deci una din asta, o aplicație care generează un cod sau SMS. Și mă ajută foarte... Eu o folosesc pentru Gmail, banca are standard chestia asta, nu pot să fără. Facebook, LastPass, mai am și altele, dar am pentru cele mai importante lucruri, pot să... Nu. Ce am făcut pentru mine? Pe Hotmail merge? Poftim? Pe Hotmail. Nu știu. Ar trebui, dar nu știu să... Recomandă pe accesul prin POP3? Nu recomand asta. Depinde pentru ce. Pentru pe mobil, da? Mi se pare ok să folosești POP3, să folosești și aplicația lui. Eu sunt mare fan al Gmail, datorită mai multor funcții de genul trimit un e-mail și am posibilitatea să dau un new send, adică am trimit un e-mail și am 30 de secunde în care pot să anulez un e-mail. Are search, capacitatea lui de search e fenomenală. Am 15 giga gratuit. Are tot felul de forwarder, filtre și nu știu ce care funcționează. Și una din marile chestii pentru care sunt mare fan al Gmail e că pur și simplu e acolo și merge. Adică dacă mi-aș face, am eu contul Olivian, arăt Olivian cu un e-mail ăsta. Dar dacă îmi scrii pe mail-ul ăsta, e posibil ca mail-urile să n-ajungă dintr-un motiv foarte simplu și neplăcut. Anume că poate contul meu de hosting-ul meu e picat. Și nu aș vrea să folosesc, adică dacă am 5 ore pe an în care nu primez mail-urile, pentru mine e destul de neplăcut. Pe când Gmail-ul are, cum spuneam asta, are un uptime mult mai bun. Sunt mulți oameni care folosesc POP3 și sunt foarte mulțumiți. Eu prefer Gmail. Nu există un răspuns universal, poți să folosești POP3. Majoritatea companiilor mari au pentru angajații lor servicii de tip POP3, adică e ținut standard. De altă parte, eu prefer avantajele date de Gmail. Cum poți să îmi găsesc parola de Gmail? Cum adică parola? Gmail a fost mai recent niște chestii de securitate foarte masive acolo, adică se cer multe lucruri. Când te loghezi la Gmail, aveți o opțiune acolo, o forgată cu password. Faceți click pe ea. O vreme vă întreba un singur lucru sau două. Acum a început să întrebe când te-ai născut și dacă ai făcut un cont care nu sună pe stajul, nu ai văzut datele, e complicat. Când te-ai logat ultima oară, când ai trimis mail ultima oară, contactele, nu știu ce pe toate obligatorii, dar am încercat să recuperez niște conturi și nu am putut, pentru că ele funcționează înainte să fac un cont și am vrut să recuperez. Și nu am mai putut, pentru că nu știam lucrurile alea. Și în trecutul mi era mult mai simplu
spuneam, mă întreba care e adresa pe care vrei să-ți trimit și dacă când îți faci totul, te întreabă la o adresă de backup. Și dacă scrie adresa aia, era suficient. Acum scrie tot felul de lucruri și mie n-am mai reușit să recuperez contul. Puteți să încercați, nu să nu încercați, mai ales că dacă e cont făcut de noastră personal, nu. Încercați să recuperați, nu știu. Acasă parolă merge, dar la calculatorul nu scoate. A, că ți-a reținut parolă. Doar l-a schimbat parola cel de la mână. Nu, nu, acasă i-a reținut parolă. Nu, e. Acasă îi merge, dar din nou la parolă. Asta e, acasă mă pregătează el username și parola asta, se întâmplă? Într-o automat, micere. Dar dacă, dacă din alt browser vă merge? Din alt browser. Nu. Merge. Merge cu un laptop al unui coleg care are Google Chrome. Dar celelalte care nu au Google Chrome instalat. Aveți un browser, parola și username și... Da. Întrebarea e, când vă logați la Gmail, dumneavoastră scrieți de mână parola sau vă puteți automat? Stați că vă spun eu care e soluția. În Chrome, Firefox și Opera, puteți vedea parolele. În Chrome și Firefox e foarte simplu. Vorceți la setări. Și are o chestie search. Are un search la setări. Scrieți acolo password. Nu știu cum sunt setările pe de rost acolo, dar sigur, sigur, Chrome, puteți vedea parola în clar, să poată se vadă litere, ce completează Chrome. Atunci vă recomand să mergeți la setări, căutați password, sau dacă e română, parolă, sau nu știu cum e, și puteți afișa parola și să recuperați parola în felul acesta, dacă e salvată în browser. Dacă am două conturi cu două firme? Dacă atunci când mergeți la Gmail, vă completează username și parola, înseamnă că undeva în lista de parole este salvată și atunci sigur o să găsiți acolo. Deci mi-am luat setul, da? Da. Bun. Legat de criptarea datelor, asta e la primul lucru, v-am zis, la parolă de sistem, că va fi utilă parolă de BIOS și parolă de Windows și eventual și System Server. La criptarea datelor merge un pas și mai departe, în sensul în care chiar dacă eu hard disk-ul din calculator, dacă nu am soluție de criptare datelor, să nu pot accesa datele respective. Există și un risc aici, trebuie să citiți puțin despre asta. Există riscul ca, dacă la un moment dat Windows-ul se întâmplă ceva și vă crapă, sau aveți o problemă cu hard disk-ul și la un moment dat o să încercați să recuperați date. Dacă e un hard disk criptat, e mult mai complicat recuperarea datelor decât dacă e un hard disk necriptat. Virtual Private Network. Se referă la faptul că, ok, eu dacă intru pe internet, trebuie să mă conectez, trebuie să transmit niște informații despre mine, IP, și furnizorul meu de internet, în mod standard, livrează niște informații despre mine. Cam pe unde sunt, cam în ce zonă, ce... Dă site-ul la care merg, în mod standard, se dau niște informații despre mine pe baza IP-ului. Ei, prin VPN, care înseamnă Virtual Private Network, eu pot să mă conectez direct la un calculator. Și calculatorul ăla se conectează la internet pentru mine. Deci eu am o conexiune directă cu un calculator aflat undeva în lumea asta. Calculatorul ăla nici nu vă imaginați că e... un calculator, poate să fie, pot să am un calculator și să-l împart în 10 mini calculatoare, se cheamă mașini virtuale. Pot să-l împart calculatorul în mai multe mașini virtuale și tu ai fiecare are mașina mai virtuală. Teoretic arată ca un Windows, dar ca un calculator obișnuit, dar bă, mult mai puțin ele sunt. Am un singur calculator care face mai multe sarcini în același timp. Ei, printr-un virtual private network, pot să mă conectez la un calculator, calculatorul se conecteze pentru mine. Și asta îmi dă foarte mare securitatea ta. Partea neplăcută este că scade viteza pentru că eu trebuie să mă conectez la calculatorul acela. Acela se conectează la net și circuitul se mărește. Circuitul datelor. Era chestia cu acta, că o să... Da. Din punctul meu de vedere, cu tehnologia de acum, și în țările în care e foarte recomandată, reglementată pirateria, există posibilitatea asta, să închiriezi un virtual private network într-o țară care legislația e mult mai lejeră, tu te conectezi securizat. Ideea e că dacă eu am intrat acum pe internet și stau pe torenți, nu știu, descarcă pe Chrome PC, intru pe site-uri pe care, furnizorul meu de internet poate să vadă datele astea și teoretic sunt pasibil de amendă.
Dacă mă conectez printr-un virtual private network, la o rețea, la un calculator, în altă parte, și calculatorul acela face datele, conexiunea mea cu calculatorul respectiv e securizată și nu mai eu și o pot vedea. Și atunci, tot ce vede furnizorul în servicii, e ok. Atâția mega de date s-au transmis, în mod securizat, nu știu ce e acolo. Cam asta s-a apelat și la atunci. În România nu se aplică legislația dacă v-ar fi teamă de piraterie, v-ar ajuta chestia asta. Și iarăși dacă aș vrea... Mai face piraterie. Și atât băiat rău. Și eu cu doamna asta, ok, de partea non băiat rău, poate vreau să vreau datele mele să fie private, vreau să intru pe net și să nu știe nimeni de mine. Cumpăr un virtual private network într-o undeva. Nu, cumpăr un server de până acolo. Așa? Și am acces acolo. Și dacă fac lucrurile în felul ăsta, de exemplu, nu prea pot să am virus. Pentru că se infectează la asta, nu știu. Bine, sistemul ăsta de securitate folosește și de bănci sau de companii. Dacă vrei remote de acasă, de calculator și tu vrei să accesezi serverele din compania ta, tu ai un client de VPN la tine instalat pe laptopul tău, că ești mobil, te conectezi dintr-o rețea de undeva de oriunde, de pe internet și accesezi serverele de acolo de la compania ta într-un mod sigur și încriptat și ești sigur că nu te-a relat, că nu poate să vadă nimeni date, informații, ce vehiculezi tu de acolo, din interiorul companiei. Eu nu vă recomand să program. Nu l-am folosit niciodată. Am citit pe Lifehacker program ok, cu CRIP foarte bun, așa. Eu nu invitez USB-ul din motivul recuperării datelor, din motivul că de ce nu par lucruri foarte importante pe stick. Deci n-am avut nevoie asta. Am un lucru ok despre el. În care numele fișierului nu e vizibil. Adică ai un folder, faci arhivă, îi dai arhivei un nume, cum vrei tu, ceva obscur, și îi spui, diferiți opțiunea Encrypt File Name. Și atunci, eu tot ce am ca informație, înainte să mă apuc să vreau să desfac fișierul, e ceva, data.rar. Care tu data.rar știi că ai acolo cea mai importantă chestie, sau poate ai făcut și tu, cum, nu știu. Eu nu știu altceva decât numele fișierului. Și atunci, dacă pui un nume de fișier care e relevant numai pentru tine, poate să-mi scade și motivația, adică, să zice, aș vrea să sparg fișierul respectiv. Ok, dacă scrie data cu rar și încriptat și tot încerc, nu am mai bat la asta. Știi? Una e să scrii să faci un fișier doar cu parole, cu înțeles, de exemplu. Da. Eu știu cum ce iarăși, deci din toate soluțiile de aici, ce vă recomand foarte mult e să folosiți la asta. Mi se pare o soluție foarte ok. E foarte ok, dar ca să poți să pui, folosești parole complicate. Și iarăși, pentru serviciile care sunt importante pentru voi, să folosiți two-factor authentication. Pentru Gmail aș pune, pentru... nu știu. Gmail sau Yahoo. Eu sunt acum, nu am toată, am folosit Gmail, dacă am folosit. Și zici și Facebook. Da. Gmail sau Yahoo Mail sau alt serviciu de e-mail pentru Facebook. Dacă aveți ceva date bancare, alte rețele sociale care sunt importante pentru voi. De exemplu, eu n-am fost și pentru LinkedIn și pentru Twitter. Ideea e cât de important ar fi dacă eu aș face contul respectiv, pentru voi datele respective se pierd. Dacă sunt important, atunci merită să puneți two-factor authentication. Și legat de gestionarea parolelor, este unica soluție prin care puteți pune parole complicate.
Altfel, mai e soluția să faci un share text, să le dai copy-paste, dar e mult mai elegantă varianta asta. Și ca sistem de operare recomandă ce Windows-ul sau fiecare aș pe Linux? Am lucrat pe Linux un an și ceva la o companie, pe Acima. Am fost angajat acolo și am lucrat pe Linux. Nu am lucrat aproape deloc pe iOS, pe sistemul de operare al Apple. Ok? Răspunsul strict la întrebarea ta, o să ți-l dau general, dar după aceea să-ți zic și în particularitățile și specificitățile. Ok. La nivel general, nu pot să recomand Linux sau Windows sau Mac. Știu că sunt pro și contra în funcție de pentru ce le folosești. De exemplu, dacă ești grafician, dacă lucrezi cu video, dacă lucrezi cu fotografii, am auzit că ar fi foarte ok să lucrezi cu iOS. Nu am lucrat personal cu iOS, nu știu. Nu cu iOS, prostii, cu macOS. Ok. Cred că macOS. Ok. Legat de Linux, există multe distribuții și pe care nu le știu, foarte bine. Am lucrat pe... Nu mai știu pe ce am. Era pe 2007 și până acolo nu știu. Și nu l-am gestionat deloc, pentru că nu l-am administrat, eram ceva geniuză, dar aveam foarte puține drepte. Și m-am apucat odată să lucrez în el și, ok, ce opțiuni vrei să debifezi aici? Și m-am apucat să debifez. Și eu îmi permitea să scot butonul de OK, cancel, close, și am făcut, nu mai puteai să faci nimic, nu mai puteai să apeși OK. Și am venit și la parcă, s-a părut că îmi dă prea multă putere. Deci, Linux e foarte customizabil. Există variante de Linux care sunt foarte prietenoase și poți să zici că sunt ca și Windows de prietenoase și există variante de Linux care cer să știi mai mult cod. Ai avantajul că n-ai virus și ai avantajul că e foarte customizabil. E posibil să folosească resursele mai bine. Pe de altă parte, acum revenim la experiența mea. Am folosit Windows XP o îndelungată perioadă. După aceea am folosit ceva Vista, nu am făcut loc, am pus XP. După aceea, când a apărut 7, am pus 7 și când a apărut 8, am pus 8. Am eu ceva probleme cu 8-ul. E prima dată când am de când folosesc calculatoare, probleme în canalul ăsta de mari, mi se opresc programele, nu merg. Faza e că instalarea Windows nu e Windows în sine, ci Windows plus nu știu câte programe. Și am tot amânat și stau cu programele care apă. În principiu, sunt foarte mulțumit acum de Windows 7. Un calculator mai vechi aș folosi Windows XP, dar și Windows 7 mi-e destul de ok și pe calculatoare mai vechi. Nu există nicio recomandare în general la chestia asta. Trebuie să folosești Windows. Poți că eu sunt mulțumit de el. Nici nu ca ne-am face la am o tabletă Apple și sunt încântat de cum merge și cum așa, dar nu aș vrea acum să-mi vezi tot la capăt, ca neapărat să folosesc Mac. Nu sunt. Că... Da, dacă spune că mașina asta din Windows la Windows, cred că Windows are 99. Nu e chiar. Iarăși depinde în ce utilizări și unde. De exemplu, serverele, locurile pe care stau ca site-urile, procentul e aproape inversat la favoarea Linux. Deci foarte multe servere pe care rulează site-urile sunt pe Linux. În SUA e mult mai mare cota de sistemul de la Apple, cred că se cheamă macOS, nu sunt sigur, decât în alte părți. Altfel, în România era și eu o pondere mai mare a Windows-ului pentru că e piratat. Pentru că dacă spui cuiva plătește nu știu câte sute de lei pe Windows sau folosește Linux gratuit, o să se întrebe mai degrabă, că nu știu ce e cu Linux-ul. Dacă îi spui, domnule, e gratuit și Windows-ul și Linux-ul și Windows, uite câte oameni îmi bagă bani și câte aplicații găsești și nu o să fii gratuit, e și o chestie cumva, dacă tot costă atât, poate e mai bun. Asta nu e o întrebare de IT, asta e o întrebare de IT, că n-are niciun legătură cu IT. Cum fac eu? Eu nu am cumpăr nimic, dar nu e bine ce o să recomand asta. În universitate ofereau licențe pentru studenți, la SEPA, am văzut. Avea probabil contracte cu firmele mari, prin care puteau oferi licențe educaționale, care sunt mai ieftine, sunt mai întrebări. Chiar cred că erau gratuite, dar aveai doar Windows-ul și poate un Office Starter, ceva genul ăsta. Dar un Windows nu ai și alte programe, și ai și muzică și ai și filme.
Da, la Linux sunt sfaturile să știi un pic mai mult, să cunoști un pic mai mult și în momentul când instalezi, dezinstalezi, îți ai device-uri care se montează, demontează CD-ul, trebuie să-l montezi, să-l demontezi, nu e simplu și faci ca la Windows. La Windows e totul drag and drop și Linux-ul. În ultima vreme sunt unele versiuni care zici și ducă, alea sunt foarte de facilite, dintre, dar sunt și altele, tot așa cum ai spus, care îți dau prea multă putere și la un moment dat s-ar putea să ți-l pui pe butici și să nu mai poți să funcționezi lui. Dar poți să cauți. Există chiar distribuții care se descarcă imaginea cu Steam și ți l-ai instalat automat pe calculator și ai tot pachetul. Mai mult, există variante care rulează de ce. Sau da, rulează chiar pe CD, exact. Și ai nevoie să te conectezi la browser sau ai... Și deși nu era atât de simplu, era Mac și făcuse niște setări, nu era foarte simplu, dar a reușit să se conecteze pentru că nu protejase suficient de bine. Și s-a conectat la net, hoțul. El, fiind hacker, avea și alte programe prin laptopul respectiv și a început să se conecteze la laptop de la distanță. Asta după, la un an de zile după ce l-a făcut, a spus, mă, ceva genul ăsta, prea bun. Și când a început să se conecteze, a început să-i pună niște programe, a început să aibă acces la din ce în ce mai multe date din laptopul respectiv. Era PC, era unitate de desktop, era de la Apple, nu e PC, e ce? Mac. It's a Mac, nu pe PC. Așa. Și a început să-și transfere datele, ce mai avea el, că acolo a început să-și le transfere. La un moment dat a început, a aflat poză, adresă, tot navigând. I-a aflat parole ca e-mail-uri. Și a contactat poliția, asta era în altă localitate. S-a dus poliția, a adus calculatorul. Foarte interesant și morala lui era că dacă ar fi avut ca unitate atât de bine protejată, foarte bine protejată, votul respectiv n-ar fi știut ce să facă și n-ar fi formatat. N-ar fi, deci nu ai nicio opțiune, ștergi discul și e la zero. Și le-a zis, uite, e ok că am așa, pentru că mi-a permis să am acces. Ca idee. Nu spun că asta trebuie să faci, spun că există și varianta. Spun varianta mea, de ce nu îmi protejez eu. Nu stau acasă la niște oameni, nu stau așa. Dacă eu aș pune parole peste tot pe acolo, la un moment dat am nevoie. Vreau să dau automat calculator. Și n-am un device care de la distanță să fac tot felul de lucruri, să conectez de pe mobil, să mai știu să-i dau numai calculator. Trebuie să spun, uite, dă-mi un calculator. Și nu trebuie să zic toate parolele dacă ar fi să-mi pun niște parole. Dacă am rezolvat nimic dacă ar fi să-mi ascund data. În schimb, faptul că n-am nicio parolă pe nicăieri peste tot pe acolo, îmi dă acces mult mai facil la informație. Da. Mie mi-e